La 1 decembrie 1918, Transilvania se unește cu Regatul României, format din Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești. Este un eveniment istoric, în urma căruia rezultă o Românie unită, o Românie care poate să lupte împotriva dușmanilor, care poate fi independentă și stabilă. Declarația Bucovinei are mare rezonanță în Transilvania. Aici, Consiliul Național Român decide să convoace pe 1 decembrie la Alba Iulia o adunare națională a tuturor românilor. Peste 1200 de politicieni din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, s-au adunat atunci la Alba Iulia să decidă unirea acestor provincii cu România. La Alba Iulia, Consiliul Național Român a numit atunci un consiliu dirigent al Transilvaniei, în frunte cu Iuliu Maniu. Pe străzile orașului, peste 100.000 de oameni veniți la adunare așteptau decizia politicienilor. După adunarea de la Alba Iulia, Consiliul Dirigent al Transilvaniei a trimis o delegație la București, care i-a înmânat regelui Ferdinand la 14 decembrie 1918 declarația de unire. Acesta este de fapt începutul României Mari. În ultima perioadă, ziua de 1 decembrie este așteptată cu nerăbdare de elevi și de salariați care sunt scutiți să meargă fie la școală, fie la serviciu. Sărbătoarea națională reprezintă pentru unii doar o zi liberă, o zi nelucrătoare. Însă, câți dintre români cunosc adevărata semnificație istorică a evenimentului? Păi, o zi pentru eroi neamului românesc care și-au dat, s-au sacrificat viața pentru români și viitorul nostru. Este foarte importantă. În primul rând, schimbarea în bine. Ce să mai zic? Schimbarea în bine a tuturor, în primul rând pentru tineret, că noi suntem mai la a doua tinerețe, cum s-ar zice. Una, că a fost cea mai mare unire posibilă, a luat ființă România Mare, unirea Transilvaniei, Moldovei cu țara românească. După care s-a văzut ce s-a întâmplat. După 20 de ani a rămas iar fără cu cine ne-am unit. Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera niciunui om politic, a niciunui guvern, a niciunui partid. Este fapta istorică a întregii națiuni române realizată într-un elan țâșnit cu putere din străfundurile conștiinței unității neamului. Așadar, la zi de sărbătoare, nu putem decât să spunem la mulți ani români de pretutindeni.